Faptul că Anglia și alte țări europene limitează accesul muncitorilor români pe piață are și consecințe pozitive pentru România. Mai puțin la ei înseamnă că rămân mai mulți la noi și avem mare nevoie, deja suntem nevoiți să angajăm muncitori străini în anumite sectoare pentru că ai noștri sunt în străinătate. Observația vine tocmai de la Londra, de la specialiștii în economie. Și tot de la Londra ni se spune că n-ar trebui să ne intereseze atât de mult ce cred alții despre noi. Este timpul să ne cultivăm mândria națională. Denigrarea României în tabloidele britanice i-a dezgustat pe românii rezidenți la Londra, însă unii dintre ei au depășit momentul și văd partea bună a lucrurilor. Englezii își doresc acum să afle mai multe despre noi. Pentru mine a fost negativ, dar pe cealaltă parte pozitiv, pentru că au început englezii să vină și au înțeles că sunt aici. Până atunci nu existam. Acum să vă cunoască? Da, sigur că da, vine englez, mănâncă românește, sigur, dar sunt oameni cu minte deschisă. Mai multe surse de la Londra susțin că restricția impusă românilor și bulgarilor va fi ridicată peste cel mult un an. Este doar o măsură de precauție a guvernului britanic care vrea să recapete controlul asupra migrației. Sutele de mii de est-europeni care au venit în Anglia în ultimii ani au dat peste cap previziunile autorităților, dar au și pus umărul la creșterea economiei în regat. We recognize that very positive aspect of enlargement and we are champions of enlargement. We're big supporters of enlargement. We've supported Bulgaria and Romania acceding. Actually, you are the number one supporter of Romania's accession. Absolutely. This is why it is a little bit awkward for us that you put some restrictions. Is it a bit of contradiction? No, I don't think so at all. I'm very keen to explain to people in Bulgaria and Romania, if large numbers come to a particular area, it can put pressure on places in local schools. And that then has an effect on both the resident population and the new people who've come in. It can have an effect on local health services. Statisticile arată că în Marea Britanie vin zilnic în jur de 1500 de noi imigranți. După aderarea celor 10 state la Uniunea Europeană în 2004, situația a scăpat de sub control, iar surse din Parlamentul de la Londra spun că ultimul recensământ al populației făcut în anul 2003 nu mai are nicio relevanță. Astăzi este aproape imposibil de spus câți oameni trăiesc pe teritoriul Regatului Unit. Specialiștii de la Economist Intelligence Unit dezagrează restricțiile impuse românilor, dar cred că România poate avea de câștigat din această conjunctură. There are these two ways you can react. You can react as a kind of victim and saying, oh, you know, we're being discriminated against. And I understand why there is that reaction. On the other hand, you can say, okay, you know, we're going to do it regardless and get on with it. This may be a blessing in disguise because there's already 2 million Romanians working outside the country. And it's already clear that there are labor shortages emerging in some sectors of the economy. Și campania negativă din presa britanică trebuie să o privim cu detașare. Vă preocupă prea mult ce cred alții despre voi, ne spune jurnalistul Bob Graham, care atrage însă atenția că odată ce devenim membri UE, presa străină ne va vâna și mai mult. You'll be scrutinized as never before. If you think the focus of the media has already been on Romania, it's only the beginning. Everything will be scrutinized, and so it should be. Lăsând deoparte frustrarea celor care se pregăteau să plece la muncă în Anglia și care au aflat că nu va fi tocmai simplu, să mai vedem încă o parte bună a lucrurilor. 1 ianuarie 2007 înseamnă eliminarea vizelor. Înseamnă că românii care se află ilegal pe teritoriul Marii Britanii se pot întoarce după ani și ani acasă. Înseamnă că sute de familii de români se vor reuni în sfârșit. Mi-e dor tare, tare, tare mult de voi. Vă iubesc mult și fiți tari. O să mai fie mult, sper și eu să vin la anul, să vă văd și să fim din nou împreună. Vă iubesc mult!